în formă și plin de speranțe. Peste 200 de tineri au luptat pentru titlul de campion național la sambo, categoria cadeți. Competițiile s-au desfășurat la Bălți în perioada 24-26 februarie, iar cei mai buni luptători vor reprezenta țara noastră la campionatele internaționale. Diego! Diego! Pentru a obține un loc de frunte, tinerii recunosc că s-au antrenat zile la rând. Am avut multe campionate mari, cum este Oleg Crețu pe judo, la care am ocupat locul întâi. Acum avem Republica pe sambo la Bălți, așa că au fost multe competiții care au fost destoinice. Cred că și mă stări să iau locul întâi, fiindcă pentru mulți este Republica sa, un loc întâi este o mare prioritate. Sambo îl practic deja de 4 ani, îmi place foarte tare, este un sport care te învață foarte multe lucruri, să fiu în primul rând calm, respectuos cu oamenii din jur. Ce așteptări ai de la acest campionat? Probabil un loc 3, dacă ar fi bine. Este un sport care mă caracterizează prin mai multe lucruri, din cauza că de mică am început să umblu și chiar mă inspiră. Ce așteptări ai de la acest campionat? Că voi câștiga și voi mândri părinții cu câștigul meu. Aș dori să mă antrenez cât mai mult, să ajung cât mai departe cu acest sport, să ajung la europene, la mondiale și sper azi la un loc mai bun. Arbitrii se arată convinși că pentru fiecare sportiv contează mult rezultatele pe care le obțin la astfel de competiții, mai ales că concurența de la un an la altul este acerbă. Eu să cot că participarea nu e cel mai important, este totuși învingerea. Că sunt competiții unde copiii participă, dar aici nu e participarea. Aici este anume selectarea sportivilor pentru campionatele europene și mondiale. Pentru cadeți de vârsta care acum participă, acea mai, eu s-o cot, calitate este disciplina. Disciplina și munca enormă care eu depun zi de zi să ajungă, totuși ajungă cei mai buni. Cel mai important un sportiv, în primul rând, trebuie să gândească când iese la luptă, să analizeze adversarul, să dedice la competiție și face zi de zi în sală. Potrivit antrenorilor, doar tinerii care sunt disciplinați și se antrenează conform programului pot obține victoria. Pentru sportivii care practică acest sport, și nu doar pentru sportivi, dar și pentru părinți, este important ca copiilor să fie în sălile de sport. Atâta timp cât vor fi în sălile de sport, atâta timp copiilor vor fi mai sănătoși, mai disciplinați, vor fi o generație sănătoasă a Republicii noastre. Nu toți sunt campioni, dar oameni din toți trebuie să facem destoinici ca să ne mândrim cu dânșii pe parcurs, să țara noastră să fie prezentată de băieți puternici, fete avem. La acest campionat am venit cu sportivi care se antrenează nu deja doar o zi, au mai multe antrenamente, copiii sunt foarte stăruitori, așteptăm să avem premianți de locul 1, locul 2, poate și de 3. Avem mulți copii în categorie foarte stăruitori și le dorim tot succes. Sperăm la rezultate mari. Președintele Federației Moldovenești de Sambo spune că scopul principal al acestor competiții este selectarea sportivilor pentru campionatele europene și mondiale. Sportivii, în primul rând, întăresc sănătatea, sunt mai curajoși, orice întrebare o rezolvă fulgerător și, în afară de toată aceasta, susțin un mod sănătos de viață. Dar țelul nostru, antrenorilor, este selectarea sportivilor pentru a participa la campionatele europene și mondiale. Cei care au luat locuri de frunte în cadrul campionatului național de sambo ne vor reprezenta țara în cadrul campionatului european, care va avea loc în perioada 21-27 aprilie în Israel, Tel Aviv.